Bună seara! Tradițional, după fiecare ședință a Guvernului, venim în fața dumneavoastră ca să prezentăm principalele decizii și să răspundem la întrebările jurnaliștilor. Continuăm să mergem pe programul de guvernare a Guvernului și am adoptat o serie de decizii importante pentru protecția socială a populației, pentru digitalizare. De exemplu, am reglementat posibilitatea de a obține în mod electronic extrasele, am adoptat câteva decizii pentru dezvoltarea infrastructurii, inclusiv infrastructura drumurilor, infrastructura feroviară, am adoptat decizii pe promovarea surselor regenerabile de energie și vreau să mă opresc la câteva decizii importante pentru cetățeni, după care îl voi ruga și pe domnul Budeanski să prezinte câteva decizii și suntem la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. În primul rând, azi am aprobat hotărârea de guvern cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind contractul de consolidare a statului și a rezilienței pentru Republica Moldova. Este, de fapt, vorba despre cele 60 de milioane de euro care vor fi folosiți inclusiv pentru subvențiile acordate pentru cetățeni la achitarea facturii la gaz și agentul termic. Pentru cei care cunosc birocrația europeană, viteza cu care s-a mișcat acest grant, deci acest ajutor nerambursabil care vine direct în bugetul statului, de la decizie politică până la aprobare, a fost excepțională. Asta a fost posibil datorită eforturilor pe parcursul lunilor și a timpului a președintelui Maia Sandu și încrederii pe care o au instituțiile europene față de ea și de implicarea directă a doamnei Caterina Maternova, director general adjunct pentru vecinătate, care recent a vizitat Republica Moldova. Pentru primirea acestor bani am adoptat și un plan pentru atenuarea crizei energetice, care în afară de compensații pentru cetățeni prevede și acțiuni de sporire a securității energetice, modificarea legii gazelor, efectuarea unor anumite studii de fizibilitate pentru stocarea gazelor și așa mai departe. Acest acord va fi semnat mâine la Bruxelles în cadrul parteneriatului estic de către viceprim-ministru Nicu Popescu și comisarul pentru vecinătate, domnul Varhele, în prezența președintei Maia Sandu și președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. La fel, azi am luat mai multe decizii ce țin de încurajarea investițiilor în energia verde. E vorba de facilități oferite pentru instalarea instalațiilor eoliene și celor fotovoltaice și deciziile care au fost luate azi vor scurta calea birocratică pe care o vor avea de parcurs investitorii care anterior se loveau de anumite imposibilități sau dificultăți la schimbarea destinației terenurilor. Moldova va continua să se miște în direcția diversificării resurselor de energie și aici vom avea și în anul 2022 știri bune pentru investitori și pentru cetățeni. Și acum vă rog, domnul Budeanski. Bună seara! Eu voi prezenta câteva decizii referitor la alocarea mijloacelor financiare și aș vrea să încep cu alocarea mijloacelor pentru indemnizațiile de 16.000 pentru persoanele care au fost s-au îmbolnăvit la servici. Dumneavoastră probabil cunoașteți că de la începutul anului au fost acumulate anumite datorii privind această indemnizație. Acest lucru a fost din cauza că fondul de intervenții care era sursa de finanțare acestor indemnizații nu avea resursele necesare. Atunci când am venit în august, am inițiat procesul de rectificare a bugetului. Odată cu rectificarea bugetului s-a alocat resursele necesare.
Și cu părere de rău, doar acum, iată, s-a finalizat toate procedurile și putem aloca și plăti toate sumele respective. Este vorba despre 89 de milioane de lei, dintre care 71,6 milioane sunt cele care au fost acumulate până în luna septembrie. Vor beneficia de această indemnizație 5.563 persoane, dintre care 4.882 sunt personal medical al instituțiilor medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Administrației Naționale Penitenciarilor, instituțiilor medico-sanitare din subordinea Ministerului Sănătății și autorităților publice locale. Și 681 de beneficiari sunt angajați din instituțiile bugetare. Autoritățile publice, în calitate de beneficiari a mijloacelor financiare alocate, poartă responsabilitatea pentru alocarea corectă a acestor sume, pentru protecția datelor cu caracter personal și pentru corectitudinea și modul de plată acestor mijloace. Este o măsură de mult așteptată. Noi până acum am primit foarte multe solicitări și solicitări de clarificări de ce această sumă nu a fost plătită. Iată, acum, prin intermediul dumneavoastră, aș dori ca toate autoritățile care au acest beneficiar să facă tot necesarul ca beneficiarii să poată să intre în posesia acestor indemnizații până la sfârșitul anului. O altă alocare de mijloace financiare se referă la indemnizații unice privind procurarea spațiului locativ. Aici vorbim de 7 beneficiari din 6 raioane, Cahul, Căușeni, Călăraș, Ghedineț, Nisporeni și Rezina. Este vorba despre 4 participanți la acțiuni de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, un participant la acțiunile de luptă din Afganistan și 2 participanți la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl. Indemnizațiile unice vor putea primi cetățenii care nu au beneficiat de credite preferențiale de la instituțiile financiare și nu au fost asigurați cu spațiu locativ la situația din 22 octombrie 2000. 4. În total, pentru această măsură au fost alocat pentru anul 2021 1 milion de lei, au fost valorificate 410. În particular, acești 7 beneficiari, suma totală este, pentru acești 7 beneficiari este de 369.000 de lei. Și ultimul subiect la care aș vrea să mă opresc este aceea ce a vorbit și doamna prim-ministru, referitor la cele 60 de milioane de euro. Dumneavoastră, probabil, de asemenea, ați auzit și cunoașteți că criza și majorarea prețurilor la gaze a impactat puternic și gospodăriile, însă și economia Republicii Moldova. Deci, total, estimările noastre la ziua de azi sunt că doar gospodăriile casnice vor avea un impact care guvernul o să-l acopere. Deci partea doar care guvernul o să acopere este de 2,7 miliarde lei. Este o sumă destul de mare și aici intră doar impactul asupra gospodăriilor casnice. Nu este vorba despre business și autoritățile publice, pentru care vor fi necesare alte resurse. Aceste 60 de milioane de euro o să fie debursate într-o singură tranșă până la sfârșitul acestui an. Utilizarea lor este destinată pentru anul 2022 în special. Asta cred că este așa foarte pe scurt privind redistribuirea sau alocarea mijloacelor financiare. Da. Bună seara, sunt Maria Timofti, Realitatea.
Doamna Gavriliță, vrem să vă întrebăm când urmează a fi numit în funcție un nou viceprim-ministru pentru reintegrare. Mulțumesc. Când vom avea candidatura agreată, voi comunica despre aceasta. Și vreau să vă întrebăm dacă, în cazul în care Moldova Gaz nu va acumula suficienți bani ca să achite gazul pentru luna decembrie, vor fi din nou alocați bani din bugetul de stat? În protocolul care a fost semnat, am agreat despre plățile pentru luna octombrie, deci mai departe este responsabilitatea Moldova Gaz să asigure efectuarea plății. Și despre ceea ce se vorbește despre majorarea salariilor pentru judecători, am văzut că doamna Maia Sandu a întors înapoi acel proiect de lege în Parlament. Vrem să vă întrebăm dacă ați văzut ceea ce a spus domnul Grosu. A spus că totuși aceste salarii urmează să crească, nu atât de mult, mai puțin. Care este poziția Guvernului la acest subiect? În privința salariilor, nu doar a judecătorilor Curții Constituționale, dar și a secretariatului Curții Constituționale, vreau să spun că acest lucru este important pentru că toată opinia publică s-a concentrat pe salariile judecătorilor, dar era vorba și despre angajații în secretariatul Curții Constituționale, care primesc un salariu mult mai mic și au fost mai multe amendamente, și doar unul din aceste amendamente nu a avut aviz pozitiv și care ține de supliment sau un spor salarial. Vreau să accentuez că creșterea salariilor este o prioritate pentru acest guvern, pentru toate categoriile de angajați în sectorul bugetar și noi credem cu fermitate că trebuie să avem salarii decente dacă vrem să scăpăm odată și odată de corupție în această țară. Eduard Maceacă din Ție Sputnic, vreau să vă întreb în legătură cu această decizie pe care ați luat-o la guvern de a plăti aceste 16.000 de lei indemnizații pentru anumite categorii care au suferit de COVID. Și vreau să vă întreb, care vor fi criteriile de eligibilitate? Cum se va decide cine cade sub incidența acestor indemnizații? Iată, 681 de persoane din sectorul bugetar. Cine va decide că trebuie să le plătească aceste indemnizații? Pentru că au fost foarte mulți cetățeni care s-au îmbolnăvit la serviciu. Aveți un criteriu de eligibilitate, un criteriu de clasificare? Aceasta nu este o decizie nouă, este aceeași decizie care a fost în vigoare toată această perioadă, doar că nu erau bani pentru a plăti acelor oameni care sunt incluși în hotărârea Guvernului care prevede această compensare. Da, și aș vrea doar să precizez că nu sunt 681, dar sunt 5563 de persoane. 681 angajați din instituții bugetare. Exact, dar se referă la acei care sunt molipsiți. Această alocare se referă la persoanele care, conform cadrului legal, erau molipsite la servicii. Se referea la, inclusiv și la autoritățile instituțiilor bugetare și la personalul medical. În legătură cu restricțiile pe care le-a introdus România la intrare legat de testul PCR, vreau să vă întreb, doamna Gavriliță, dacă ați luat în calcul un eventual impact, pentru că sunt mai multe probleme semnalate de cei care circulă sau traversează frontiera, mă refer la elevi, studenți, transportatori. Cum vedeți soluționarea într-un timp, spus unul așa, proxim acestei probleme? În primul rând, trebuie să informăm cetățenii corect. Aceasta a fost o decizie a Guvernului României, nu a Guvernului Republicii Moldova. Noi imediat am început discuțiile cu Guvernul României pentru a evalua posibilitățile de a elimina această solicitare sau această cerință pentru cetățenii Republicii Moldova sau cel puțin anumite grupuri, încă suntem în discuții.
Această măsură a fost luată în contextul apariției tulpinii Omicron. Vreau să cred că pașii întreprinși de Republica Moldova și datele și argumentele pe care le furnizăm vor ajuta la eliminarea acestei cerințe în cel mai scurt timp. De exemplu, vreau să menționez că pentru prima dată Republica Moldova a început secvențierea virusului aici pe loc. Înainte se duceau aceste teste în Germania sau în alte țări și doar acolo puteam vedea dacă, de ce fel de tulpină avem. Vreau să spun că am primit, inclusiv cu ajutorul și din donația Uniunii Europene, un aparat modern care permite secvențierea genetică a virusului și ieri toate testele efectuate au arătat că avem doar tulpina Delta. În același timp, anume, de aceea noi facem totul posibil ca să ieftinim testele PCR. Deja ați văzut în știri, Agenția Națională pentru Sănătate Publică a achiziționat teste și conform hotărârilor anterioare pe care le-am luat câteva săptămâni în urmă, reușim să facem în aceste laboratoare de stat teste PCR cu 300 de lei, un preț mult mai mic decât în laboratoarele private. Informația despre locații, deci la moment, se face în laboratoarele ANSP de la Chișinău, Soroca, Bălți și Cahul. Vom deschide și alte centre pentru ca să facem aceste teste PCR în instituțiile de stat la un preț mai mic. Toată informația poate fi găsită pe site-ul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, ansp.md. Și încă o întrebare, doamna Gavriliță, dumneavoastră ați vorbit despre discuțiile pe care guvernul de la Chișinău le-a avut cu misiunea Fondului Monetar Internațional. Opinia publică nu prea a cunoscut aceste negocieri, în sensul în care nu cunoaștem condițiile care au fost puse de FMI guvernului de la Chișinău. Și vreau să vă întreb dacă guvernul va face publice aceste condiții legate de adoptarea bugetului, legate de politica fiscală, poate există anumite condiții legate de majorarea salariului, acceptă fondul monetar sau nu majorări de salariu în sfera bugetară. De ce vă întreb? Pentru că în anii precedenți, doamna, îmi cer scuze, în anii precedenți guvernul explica, iată, acestea sunt condițiile fondului monetar, da. Acestea sunt acceptate, altele nu sunt acceptate. Cu tot respectul, am făcut exact cum au făcut și celelalte guverne. Memorandumul cu FMI nu poate fi publicat înainte de aprobarea la bordul FMI, care va fi pe 20 decembrie. În același timp, dacă urmăriți conferința de presă pe care am avut-o împreună cu reprezentantul Fondului Monetar Internațional Roger Ciawani, veți vedea că acolo am vorbit despre principalii indicatori care au stat la baza acestui program și principalele reforme care se conțin în memorandum. Aceasta ține, de exemplu, în cazul bugetului, de deficitul bugetar de 6% pentru anul 2022, pentru bugetul anului 2022. Deci acest buget care deja a fost adoptat nu mai are alte surprize. Deci este un buget în parametrii negociați și discutați cu Fondul Monetar Internațional. De asemenea, programul este axat pe combaterea corupției în diferite sectoare și reforma justiției. Avem reforme ce țin de sistemul judiciar, avem măsuri și reforme în domeniul securității energetice, avem reforme în domeniul gestionării întreprinderilor de stat, în domeniul facilităților fiscale, deci îmbunătățirea cadrului deci de administrării fiscale, avem în domeniul financiar angajamente, avem în domeniul și salarizării, în special în ceea ce ține de
registrul funcțiilor publice și de sustenabilitatea sistemului pensionar. Deci toate reformele care țin de bună guvernare și păstrarea, deci, acestui cadru macroeconomic sănătos în următorii ani. Domnul Budeanschi, dacă aveți ceva de adăugat aici. Eu aș dori doar să adaug că, cu adevărat, asta este procedura de publicare a memorandumului după aprobarea acestuia, însă de asemenea va fi publicat și raportul misiunii, care va fi de asemenea în aceeași perioadă publicat. În asta să aveți absolut toate informații ce ține și de memorandum, însă și de aceea ce a identificat și a considerat misiunea ca important în această misiune. Da. Doamna Gavrilisă, dumneavoastră a spus că veți numi în funcție o persoană atunci când va fi agreată. Cu cine va fi agreată această funcție? De ce vă întreb? Pentru că atâta timp cât această funcție este vacantă, procesul, această ședință în formatul 5+2, practic rămâne înghețată. Deci noi, la moment, în primul rând trebuie să agreăm cu persoana propriu zisă această funcție. Și când vom avea candidatura, vom comunica. Într-adevăr, discutăm cu mai multe persoane, este un portofoliu foarte specific și de aceea trebuie să ne asigurăm că viziunile în privința subiectului rezolvării problemei transnistrene sunt aliniate atât, deci, în cadrul guvernului, cât și toate celelalte instituții ale statului, Parlamentul, președintele, deci noi trebuie să ne asigurăm că persoana care va fi numită împărtășește viziunea acestor instituții în privința rezolvării conflictului transnistrean. Dar dacă tot vorbim despre numiri, aș vrea să atrag atenția că astăzi am făcut o numire importantă, l-am numit pe domnul Dumitru Udrea, secretar general al guvernului. Din nou, am avut standarde foarte înalte pentru suplinirea acestei funcții foarte importante pentru activitatea guvernului în calitate de echipă. Dumitru Udrea are o experiență vastă atât în instituțiile statului și în proiecte internaționale. În ultima perioadă a fost manager de proiect în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și dumnealui se va ocupa inclusiv de subiecte ce țin de reforma administrației publice și deci transparența în procesul decizional, bunul proces decizional în cadrul guvernului. Să înțeleg că deja aveți o persoană. Pe cineva deja aveți o persoană în vizor. Da. Mulțumesc. Mersi.